Din păcate, situația ne arată că tinerii specialiști nu manifestă dorință și nu sunt cointeresați să activeze în sate. Astfel, colectivele pedagogice îmbătrânesc. Ministerul trebuie să găsească soluții pârghii de cointeresarea tinerilor, specialiști măcar 3 ani să muncească în instituțiile de învățământ rurale. Să obțină finanțe pentru dotare centralizată acestor instituții, școli, grădinițe. Problemele pot fi rezolvate doar la nivel de minister și guvern. Directorii de licee chiar nu sunt în stare să rezolve această problemă legată de insuficiența specialiștilor. Pentru că problema a ieșit de sub control și doar guvernul, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu instituțiile de învățământ, părinții, societatea civilă, trebuie să găsească soluții. În urma întrunirilor cu ministrul Topală, s-a constatat că e necesar prezentarea către Parlament a informații săptămânale privind numărul de copii infectați de COVID-19. Calitatea procesului de studii depinde de baza materială, dotarea cu tehnologii informaționale, conexiuni la internet, calitatea în cabinete de studii. Softurile educaționale, pe care majoritatea instituțiilor nu le pot procura din cauza lipsei finanțelor. Formula de finanțare a instituțiilor de învățământ trebuie revizuită. Trebuie stabilit indicatori clari la distribuirea tehnicii de calcul achiziționată din bugetul de stat și de la partenerii de dezvoltare. Alimentația copiilor rămâne o problemă, iar soluțiile propuse de minister nu sunt. Nu există o claritate certă cu privire la olimpiadele școlare. Este evident necesitatea ridicării calității procesului de educație online. Cred că a venit timpul să evaluăm propunerile venite de la părinții care sunt gata să-și educe copiii acasă, așa numită homeschooling, și să le dăm această posibilitate. Constatăm că, de fapt, Ministerul de Profil a derapat de la proiectele inițiate în anii precedenți și nu are soluții reale pentru rezolvarea eventualei crize în educație. Împreună cu colegii din Blocul Socialiștilor și Comuniștilor vom identifica soluții și vom insista la implementarea lor pentru binele copiilor noștri. Vă mulțumim pentru atenție!